Neața, fraților, și bine v-am găsit la un nou video. E bine, nu e dimineață, că e 12 ceasul, dar pentru mine a fost și dimineață, dar mi s-a blocat ora din nefericire. Vreau să încep la 10. Astăzi facem așa un episod de livrări, că n-am mai făcut de foarte mult timp și eu totuși am livrat, dar n-am mai postat, că am mai făcut enduro, de astea chestii trebuie, știi? Și acum mergem să lăsăm și noi prima comandă, că avem o dublă frumoasă. Da, după cum v-am zis, că, ca să zic de ce mi s-a blocat ora, trebuia să încep la 10, dar n-am avut chef să mă duc. Și am zis că mă duc la 11. Era ceasul 11 fără și m-am dus întâi să alimentez. Asignarea era totuși oprită. Așa, ok. Și am alimentat, că încolo când dau asignarea să o pornesc, văd că nu primesc comandă, mă uit la ori blocată. Și m-am dus acasă, am schimbat filtrul de aer, că l-aveam comandat de, de 2-3 luni și nu l-am pus, și l-am pus acum. Se simte oarecare diferență, majoră chiar. Motorul ăsta l-are relativ mai bine, trage bine în gaz, nu mai dă să moar. Deci e total mai bine. N-am de ce să zic. O să vă atașez o poză cu cum arăta filtrul meu de aer original de 30.000 de kilometri. Da, apropo, motorul are aproape 30.000 fără vreo 200 de kilometri, deci se poate că Honda e Honda, nu? Și n-am avut nicio treabă cu el, să zic, investiții majore sau ceva de genul, să cad la el, nimic. Motorul merge și în prezent foarte, foarte bine. Îl am de 2 ani. Hai că ne depășesc asta dacă o vrut. Trebuie să lăsăm și noi pe cea. Opa! Hai că mergem să lăsăm prima comandă și ne auzim, da? Hai că a făcut și primul tip spiaz, 5 lei, deci e beton. S-a început foarte bine ziua. Și acum mergem să o ducem pe cea de-a doua. E nasol așa că n-ai dubli, frate, că nu prea se merită la bani. Să zici că faci bonus de comenzi, dar de exemplu, din luni până joi n-am avut bonus și am dus dubli degeaba. Că se mai dă un leu în plus, 2 lei la o dublă și mai mergi 2-3 km. Da, asta este. Ce vă mai pot spune eu, că săptămâna asta, fraților, a fost o beleaua. Foarte aglomerat, vă dați seama cu Sfânta Paraschiva ce au fost pe aici, cu drumuri blocate și așa. Agitații, haos, drumuri închise. Aia e, ce se face. Am avut și o întâmplare așa mai oarecum comică, să zic așa. Am avut de dus o comandă de la Starbucks. Și omul o comanda prin Glovo o cafea, știi, costa la rând omul și poate a vrut să bea o cafea, că na, îl înțeleg. Și-o comandat omul o cafea, dacă a vrut omul o cafea să bea, și-o comandat o cafea. Și am luat comanda, am ridicat-o, când mă uit acolo, când până nu ridici comanda, nu vezi unde trebuie să o duci. Și acolo o pus la detalii, că stau la rând, la Sfânta Paraschiva și vă aștept aici să veniți și ne vedem. Aștept telefonul, sunt îmbrăcat cu tare. Și chestia comică, că el avea cum să intru, frate, că nu ne lăsați, dai seama, și să merg pe jos, nu știu, până pe unde era el, că nu a zis nici în ce zonă să află și încotro să duce. Și vă dați seama că i-am zis, domnule, n-am cum să vin, îmi pare foarte rău, eu sunt aici, până aici am acces, nu dă voie, domnul polițist, să intru, veniți, n-avem cum, zic, hai, vă rog frumos, că pe rândul, nu știu ce. Și m-am dus eu jumate pe jos, o venit și el jumate pe jos, o avut noroc, o mai fost cu cineva și, na, vă dați seama că eu țin nătrândul, dar a fost așa comic oarecum, știi? Bă, dar s-a deschis aici, frate, mamă, s-a deschis aici și este aglomerat, și este aglomerat. Băi, nu știu cum se face asta, ăștia, iurea. Ce sistem e asta, frate? Să fiu nebun. Ia uite, frate. Am înțeles, trebuie să împingi mai tare. Mamă. Hai că acum am o comandă de la Orcap. Strada blocată. Vedem ce facem, poate ne lasă, poate nu. Chiar sunt curios cu motorul, ce o să fie. Sper să ne lasă, să intrăm. Astăzi, na, e ultima zi de, să zic așa, de sărbătoare mai mare. Că ieri s-a dat focul și azi, alaltieri.
astăzi poate nu mai este așa multe persoane. Și da, să-ți intrăm și noi. Hai că trebuie să ne întoarcem și noi să mergem acolo. Bă, dar ce-mi place cum merge, frate, după ce a schimbat filtrul de aer, parcă ia-l motor. Să fiu serios acum, de serios, merge foarte bine. Mamă, dar ce miște, merge așa liniu, merge parcă un model mai nou, nu știu. Dar cum e, frate, ce să zic, acum nu cum mă lau, dar n-am de ce să mă lau de motor din 2006, dar care ține cu portofelul, să zic așa. O, liber, frate, fii atent, olea, că nu mai este pic de rând. S-a eliberat și aici, da, cam asta a fost cu Sfânta Parascheva. Cel puțin ieri a fost eroare, astăzi să încep la drumul la treburi corespunzătoare aferente. Mi-era dor să mai merg așa pe aici. Hai că am ajuns la urcat. Tân, 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 tân. Bună ziua. 368? Mulțumesc. Hai că plecăm, frate, gata. Cam asta e. Bă, mă supăr alea că gâtul de asta și tușesc așa, dar nu... Am gâtul uscat, trebuia să beau niște apă, am băut un pic de Pepsi, cald. Bă, dați seama ce jigăraie mi-a făcut, nu? Nu se leagă treaba deloc, frate. Hai. Mamă, s-a dat drumul și pe aici la circulație. Oho, s-a fost blocată aici pentru că a fost aseară concert la palat în față. Niște artificii, frumos, elegant. Și astăzi dimineață ea ca s-a deschis tot. Mamă, dar ce glomerat e acolo, frate. Hai că am dus comanda de la WorkUp. Trebuie să mergem mai la KFC, că avem o comandă. Mergem într-acolo, începe să fie cald tare. Am încălzit, am transpirat. Am mai urcat și pe la etajul 4. Deja s-a rupt. Cum ar veni? Dacă ar fi timp așa, ar fi fain. Vara e prea cald, toamna, primăvara e prea frig. Dar acum e ziua de azi, belea de mers pe motor. În jur de 17 grade afară sau 16 pe acolo, 15, 16, 17 grade. Și bine, mers. Dar partea cea mai nasoală al zilei de astăzi e că e duminică, frate, și nu am niciun chef de muncă. Dacă mă credeți, n-am chef, că n-am. Ar trebui să stau acasă, pentru că nu pot zici că n-am lucrat și am ieșit azi. Am lucrat, frate, și de luni până ieri. Am muncit, sări capacele. Ieri cel puțin. Și, da, teoretic ar trebui să mă odihnesc un pic. Cât de mâine dimineață, facultate, muncă, facultate, muncă, facultate, muncă. Și vă dați și voi seama cum e, nu? Dar vă și eu, n-aș sta parcă până când am eu programul la 4 să termin, pe care mi-am seara. Bă, îmi place cum a fost gata comanda. Și e fain când... Salut! Și e fain că nu mi-a mai dat o dublă. Asta e fain. Că de obicei aici dacă mai stau și dacă mai stăteam, cel puțin încă un pic, mă mai trezeam cu o comandă. Dar așa a fost ok, pac, pac, am luat, am ridicat așa, pa, la revedere, am plecat. Mergem iar așa frumos, știm ruta. Am un mic update, așa să vă zic, am început la 12 și 1 și 10, 37 de lei. Eu zic că e mai mult decât decent. Și ați văzut și voi. Mers frumos, regulamentar, nu pac, pac, pac. Frumos. Eu zic că se poate. Acum am primit o comandă de la pizzeria de liceu. Dacă știți și sunteți din Iași, știți cum stă treaba, că au și pizza party. Și sper să nu fie party pizza, că nu mi-arată comanda. Că dacă e parte și am ajuns acolo, m-am dus degeaba, nu pot să o iau.
trebuie să-i dau realocare. Am pierdut și timpul și nici nu o să fiu plătit. Deci mă rog să nu fie parte. Că dacă e parte, ideea e așa și unii se pun în mașină, de unde? O leg din spate, de portbagaj și mă duc așa cu ea. Da, se pare că treaba e bună. Pizza e de aia de 36 cm. Mai am un soț și un ciuc ceva. La 0.33, dacă nu mă șel, un Radler. E perfect, deci asta, asta mă bucură. Că mi-au căput în geantă frumos. Acum mergem undeva prin zona Vasile Lupu, Tătăraș, între. Lăsăm comanda și vedem ce o mai fi. Cred că o să primim comandă de la Iulius de data aceasta. Salut! Da. Cum se prinde? Dar de ce an e motorul? 2006. Bă, trai antipur, la roate. Nu am sau am? Ai. Ai de la de pus la antule. A, să... da, cine îl pune? Hai. Salut. Calcu. Hai, de dă-i. Are mai grijă de el, vezi? Gata, o tai și-o spre casă, că dacă vreți să mă credeți, m-am plictisit, am limitul hit și mă duc încolo. Am făcut în astea 2 ore, că ceasul e vreo 2. 75 de lei și 13 lei tips. O sumă mai mult decât decentă. Am plictisit, frate, nu mai, dacă mă credeți, nu mai vreau să aud condus. Pa! Izolat de tot. Da, cam asta e video. Dacă vă place, nu uitați acolo să dați un like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați și na. Ne auzim la următoarele clipuri de acum.